genul programului Talk Show. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Ana Maria Nedelcov, bun găsit la Vocea Străzii aici la Hunedoara TV. Astăzi vom vorbi despre cei care în vârf de munte ne salvează pe noi. Pentru prima dată în studioul nostru în acest an se află Ovidiu Bodean, șeful Serviciului Public Județean Salvamont Hunedoara. Bună ziua, bine v-am găsit! E prima dată pe anul ăsta când ne vedem aici la Hunedoara TV. Bună ziua și ascultătorilor! Să începem cu bugete, cu bani, că despre asta este vorba, da. Că la fiecare început de an vă faceți planurile, în ce ați vrea să investiți, la ce congres ați vrea să mergeți, ce ați vrea să cumpărați, ce echipamente, dacă aveți suficienți bani, aveți? Deocamdată nu știm, noi ne-am propus, întotdeauna ne propunem să avem în buget exact ce ne trebuie, începând, cum ați spus, de la echipamente, la nisca investiții, la participări, sigur că da, la tot felul de congrese, de seminarii, dar asta depinde și de cei care ne conduc, dacă sunt bani, dacă împărțeala cade așa cum trebuie sau dacă, într-adevăr, noi justificăm sau încercăm să ne justificăm această cheltuire de bani. Pentru că totdeauna orice bani care ți-l propui să-l cheltui trebuie să fie foarte bine justificat și pe bună dreptate. Când veți afla ce buget vă va fi aprobat? Păi cred că săptămâna aceasta se vor definitiva cam tot ce înseamnă bugete la serviciile din subordine, iar până la sfârșitul lunii, când va fi ședința de consiliu, ele vor fi bătute în cuie până la sfârșitul anului. Care sunt investițiile mari de care aveți nevoie la Salvamont Hunedoara? N-aș spune chiar așa de mare, pentru păi că depinde. Nu... ce înseamnă mare pentru da, nu ne gândim la temerice investiții mari. Noi încercăm să schimbăm parcul auto. În fiecare an am tot încercat să-l schimbăm, dar n-am avut noroc sau, să zic, nu au fost bani. Justificarea vine de data asta în contextul în care mașinile sunt deja obosite. Și avem chiar câteva mașini care nu mai pot fi asigurate. Ceea păi ce aveți e o și papucul ăla de pe la Uricani, exact. Care merge doar pe unul bază de pumn și picioare. Și unul pe la Lupeni. Exact, unul la Uricani și unul la Petroșani. Dar, nu le poți casa pentru că te folosești de ele. Altele neavând, le mai întindem. Deși cheltuiala cu reparațiile este foarte mare la ele, pentru că sunt bătrâne. Și, cum v-am spus, partea cea mai dureroasă este că nu mai pot fi asigurate. Ele au peste 10 ani, chiar 12, și nu le mai asigură nimeni, este adevărul. Și atunci încercăm să propunem conducătorilor noștri ca în fiecare an să achiziționăm una sau două autospeciale. Dar în total de câte ați avea nevoie? Cam de 4-5, în funcție de necesitățile fiecare echipe. Sunt echipe mai mari, cum este Lupenul sau Hunedoara, care au o suprafață mare de acoperit. Vine vara și suprafețele vor fi până la limita județelor. Dacă iarna ne rezumăm doar la pârtile de schi, unde concentrația de accidente e pe pârtea de schi și un pic pe lângă, vara, de la un capăt în altul al județului, vor apărea probleme. Eu sper să nu, dar așa e în fiecare an. Atunci deplasarea de la bază până la locul în care trebuie să o iei pe jos, pentru că asta e destinul nostru. Salvarea montană e 90% se face pe jos, dar până la unde duc drumurile trebuie să ne deplasăm în maximă urgență și în siguranță, bineînțeles, cu echipa de salvatori. Și atunci e nevoie de aceste auto speciale, că nu te poți duce cu un autoturism, pentru că în 2 luni l-ai face praf. Ați avut situații în care au plecat la intervenții subalternii noastră și cu mașinile din dotare? De multe ori, sigur, pentru că nu avem atâtea mașini. Au fost cazuri în care echipa a fost la un accident sau la o solicitare și au rămas acasă încă o echipă de rezervă. Am avut mașini sau n-am avut, au fost la reparat sau n-au fost deloc și atunci a trebuit să meargă cu autoturismele din dotare, cu siguranță.
Câți bani din bugetul pe care îl veți avea se duc pe creșterile salariale? Cred că undeva la între 15 și 20%, cam la toată lumea, nu numai la noi, pentru că astea sunt creșterile. Noi, bine, ne bucurăm de aceste creșteri salariale. Oricum, la Salvamont sunt salariile foarte mici. Cât? Ce salariu are un salvamontist? Chiar intenționăm de data asta să trimitem o întâmpinare Ministerului Muncii, care, dacă tot încep negocierile de salariu, să țină cont și de salariile noastre. Un salvator montan, să zicem, cu cea mai mare vechime sau cu cea mai mare salariu, are undeva la 1700 de lei. Cea mai mare vechime ce înseamnă? De câți ani ar fi salvator montan? Să zic, undeva la peste 10 ani vechime, în branșă. Da, și un salvator debutant? Un salvator debutant începe undeva cu un salariu de 1.000-1.100 de lei, cred. Păi și oamenii aceștia asigură permanență și chiar merg la intervenții pe banii ăștia? Da. Și mai aveți și partea de... Da, ne-apucă râsul pe amul, dar asta este. Da, pentru că cum a început salvamentul, a început dintr-o nebunie și dintr-o plăcere a oamenilor de a merge pe munte. Cam ăștia sunt salvatorii montani și dacă vă uitați în... La... Dar facturile nu se plătesc cu nebunie și cu dragostea față de munte. Asta e, mai ales că trebuie să vii acasă, să mai dai și la copil ceva de mâncare, o ciocolată și na, trebuie să faci economii. Cum spuneam, a început din dragostea asta de munte și dacă ne uităm acum la media de vârstă, la o echipă de salvatori montani, o să constatați că e destul de ridicată. Sunt salvatorii montani din România cei mai bătrâni din Europa? Print sau printre cei mai bătrâni din Europa? Printre. Acum... Aici sunt, e un răspuns așa și, pentru că un salvator montan bun e undeva la peste 40 de ani, începe să fie un salvator montan cu experiență, foarte bun, să-și cunoască echipa, să cunoască tot ce înseamnă zona montană și cam toată experiența care a acumulat-o în anii ăștia, pentru că el începe undeva de la 20-20 de ani, dacă vine la 18 ani, ceea ce e foarte rar. Și până la cât ar urma el să profeseze? De la 40, se spune că este vârful? Păi până la 65. Acum, până la 65, de pensionare, asta e. Acum, și aici a fost o discuție. Am avut acum câțiva ani o întâmpinare la guvern ca să scadă vârsta de pensionare la salvatorii montani la 55. Însă n-am avut succes, așa că vom lucra în continuare până la 65. Păi și nu puteți încerca încă o dată cu o nouă întâmpinare? Dar doar s-a schimbat guvernul, știți cum e, fiecare guvern vine cu regulile lui, cu normele de aplicare, cu ce o mai fi. Dacă încercăm. Încercăm și o să o punem la punct mult mai bine ca înainte, probabil. Că, uitați, la județul Hunedoara are deputat PSD care a fost șef al casei de pensii. Al casei județene de pensii Hunedoara, domnul Tom. Adică ați putea să vorbiți cu dumnealui și să-i spuneți despre lucrul ăsta. Pot să vorbesc cu siguranță, pentru că mi-este și prieten și întotdeauna făceam glume cu el că să ne dea pensii bune și mari. Dar uite că a venit momentul în care chiar o să apelăm cu seriozitate la chestia asta. Bine, probabil că nici proiectul de legislativ n-a fost bine făcut și documentat și probabil că aici au fost micile scăpări și întrebări ale Parlamentului. Însă ne vom pregăti din nou, vom pune tot ce trebuie așa, dar să știți că e cu două tăișuri și pensionarea asta la 55 de ani. De ce? Cum ziceam înainte, ne uităm la media de vârstă și constatăm cu surprindere că nu prea avem tineret mult în echipele de salvare montane și asta nu că nu vrem noi să-i aducem. Acum pe salariile alea cine vine să salveze oamenii? Nu vin ei pentru că e un salvator montan cam mare de lucru, cam merge pe munte și când are de lucru, are de lucru. Și posturi libere pentru angajări câte aveți? În posturi libere nu avem deocamdată, asta păi e. Vedeți? Dar și ne gândim că în foarte, să zic, în perioada imediat următoare, o să iasă la pensie foarte mulți. Foarte mulți cât înseamnă? Câți angajați aveți? Na, bine, avem 17 angajați, deci foarte deci mulți. Deci care sunt acei foarte mulți din 17? Dacă iasă 5, pentru noi e problemă. Bine, salvarea montană, să facem și o, adică să informăm și publicul, nu o facem în tot județul cu 17 oameni. Noi lucrăm undeva cu 82 de salvatori montani
de salvatori în tot județul, din care 20 sunt speologi. Avem și o echipă salva-speo. Și ceilalți sunt voluntari. Acum spuneți-le celor de acasă cât câștigă cei care fac voluntariat. Adică de care este indemnizația lor? Nu câștigă nimic. Voluntari. Doar că în alte țări voluntariatul se plătește. Nu se plătește. Avem colegi, ne întâlnim în fiecare an cu tot ce înseamnă salvatori montani din toată lumea asta, dar au niște beneficii foarte mari fiind voluntari. Adică la ei voluntariatul la cele beneficii mă refer, da. Impozite, taxe și așa mai departe. Lucrează, iasă de la servici când au nevoie de ei fără nicio problemă. La noi, dacă ești de 2-3 ori de la un servici, că ești chemat la o acțiune de salvare, deja patronul strâmbă din nas sau te atenționează și nu prea mai poți să pleci la o salvare montană când ești chemat. Deci, na, cam asta este problema mare. Și atunci ai nevoie ca într-un județ cum e Hunedoara, foarte greu din punct de vedere al salvamontului, să ai, să zicem, cel puțin 4 echipe, o echipă însemnând 6 oameni, în fiecare punct din ăsta cu probleme. Adică în sensul probleme, pârtile deschise, să zicem. Avem 3 mari sau 3 zone schiabile și 4 formații care s-au constituit de-a lungul timpului din necesitatea de a acorda prim ajutor în zonele respective, pentru că nu erau alții. Și atunci cam aici ar fi că numărul salvatorilor mortal lași, să zicem, arondați la un județ cum e Hunedoara. Care sunt noutățile venite din cadrul noii echipe de conducere, care conduce Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România? Pentru că Salvamontul Național are o altă conducere. Da, de anul trecut, din toamnă, are o altă conducere tânără, plină de noi idei și noi îi susține, pentru că nu pot ei, doar cei de la conducere, să facă tot ce trebuie să facă ca salvamontul să meargă bine. Dar care au fost ideile lor bune până acum? În primul și în primul rând să propună legislativului și executivului să propună legi în favoarea salvatorilor montani. Începând de la mărirea de salarii, începând de la acea ieșire la pensie la 55, asta a fost înainte și o să o repunem pe tapet. Tot ce ține de legalizarea serviciilor de salvare montană, legalizarea în sensul de acreditarea serviciilor, acreditarea echipelor. Păi nu erau până acum acreditate? Adică din moment ce există... Nu exista termenul de acreditare. Acest termen Dar a ce venit... înseamnă această acreditare? Ce înseamnă? Adică la nivel național este constituită o comisie care analizează fiecare serviciu în parte, începând de la partea operativă, administrativă, financiară, logistic, tot ce ține de organizarea unui serviciu. După verificarea la milimetru, să spunem așa, a serviciului respectiv, începând, v-am spus, de la cățel la purcel, toată lumea trece prin sita asta a evaluării, se face o evaluare și se dau recomandări. Serviciul poate fi acreditat de la un an până la 5 ani, în funcție de problemele apărute în acea structură, sunt servicii locale și județene, după caz. Acea acreditare care este obținută pe un an sau pe 5 vine cu ceva recomandări. La cei care doar pe un an au această acreditare, cu siguranță vor fi recomandările mai multe. Asta vine și în sprijinul serviciului, pentru că se descoperă unde sunt lacunele mari și care trebuie completate, începând de la echipament. Și dacă nu vor fi completate? Aici fiecare legiuitor sau fiecare responsabil de structură, că e Consiliul Județean, că e primărie, va trebui să-și asume acele responsabilități. Deci nu poți, după un an de zile, asta spuneam, cât ți se acordă acreditarea, dacă după un an nu le pui la punct, ți se retrage acreditarea și serviciul sau echipa nu mai poate funcționa ca echipă de salvare montană. Dar comisia aceea de care spuneți dumneavoastră este formată din cine? Doar din oameni care aparțin de ANSMR? Nu, și din Ministerul de la Ministerul de Interne avem reprezentant și de la ANSMR și din Consiliul Serviciilor Salvamont, pentru că este altă structură. ANSMR este Asociația Națională a Salvatorilor Montani,
ei se ocupă de tot ce înseamnă pregătire profesională și examinare și alte, tot ce ține de cursuri de, da, de pregătire, iar Consiliul Serviciilor se referă la partea operativă a serviciilor, pentru că serviciile, cum funcționăm noi acum, aparțin de consiliile județene sau locale, după caz. Salvamont Hunedoara are acreditare? Da, are acreditare pe 5 ani. Pe 5 ani? Pe 5 ani maxim. Avem și noi ceva recomandări, sigur că da, încercăm să le punem la punct. Ceva de genul, în Valea Jiului e mult mai mult decât necesar o bază de permanență, pentru că acolo sunt trei mari echipe și e necesară o bază de salvare montană unde să adunăm toți membrii acestor echipe, să fie un loc de un punct de permanență, un punct medical și un punct de unde se pleacă la alarmă, adică la... Și unde ar urma să fie? Noi l-am și găsit, acum să vedem dacă avem sprijinul primăriei Vulcan, este chiar în Vulcan, e undeva la mijloc. Este la mijloc, la mijlocul Văișiului, da. E o locație foarte bună. Acum să vedem dacă putem sau nu să o clădirea respectivă să o recondiționăm și să o dotăm așa cum trebuie. Dar v-ați făcut un calcul de câți bani ați avea nevoie? Din fericire vom accesa un proiect și vedem dacă avem succes cu derularea acestui proiect de finanțare în alte fonduri, nu cele de asta la Consiliu. Asta când se va întâmpla cu proiectul? Asta anul acesta. Deja l-am localizat sursa de finanțare și deja începem să lucrăm la el. Adunăm date, na. Toate actele de care... Exact. În primul și în primul rând va trebui noi să avem... Am avut o convorbire, să zic, cu primăria de acolo. Au fost mai mult decât de acord, pentru că clădirea e foarte bună și dacă o și amenajăm, ea rămâne tot în domeniul statului, doar că îi dăm o anumită funcționalitate. Îmi spuneați înainte de emisiune, pe lângă demersurile acestea de acreditare pentru serviciul Salvamont și de acreditarea bazei Salvamont ca centru de pregătire de la Răușor. Da. Despre ce e vorba? În stadiul de pregătire a unui salvator montan se fac ore de pregătire local, adică în cei 2 ani de aspiratură, salvatorul montan va trebui să se pregătească acasă, loco. Cu cine? Cu formatori sau cu instructori pregătiți în sensul ăsta. Și unde? Nu oriunde, într-un centru de pregătire. Și atunci acel centru va trebui să îndeplinească niște norme și niște condiții care le avem, zic eu, pentru că avem un centru nou și generos. Avem și oameni pregătiți în sensul ăsta, mai ales că avem doi băieți care sunt instructori și la școala națională, deci nu cred că e problemă în sensul ăsta. Avem formatori, doar că trebuie să adunăm toate documentele acestea, le trimitem ANSMR-ului, după care comisia va veni și va acredita sau nu, nu? Această bază. Păi și până acum, cum se făcea? Partea de aspirantură, cum se realiza? Se duceau cei care își doreau să fie salvatori montani pe lângă formațiile Salvamont, nu? Exact, sau cum? Exact. Deci tot pregătirea se făcea în loco, însă se făcea cu membrii salvatori care aveau o experiență mai bogată, nu erau neapărat instructori sau formatori, dar știți cum e, legislația... Ia ca un fel, tot... o relație gen ucenic-maestru. Exact, cum era înainte, ucenic pe lângă maestru și așa mai departe. Ei, acum trebuie să intrăm în legalitate, există acest termen de formator, deci tot instructor și maestru, dar îi spune formator, cel care vrea să devină formator, trebuie să urmeze aceste cursuri, să-și dea niște examene și certificatul de formator, după care poate să predea cursurile la nivel local. Asta e un centru de pregătire profesională la nivel local. Și după mai ce... sunt în țară câteva, da? În curs de acreditare, printre care va fi și baza de la Răușor. Și înseamnă că cei de la, să spunem, celălalt capăt al județului, de la Urican, să spunem, da, ei dacă vor să fie aspiranți, vor fi nevoiți să vină aici la Răușor?
să-și facă orele acelea, că e nevoie de un anumit număr de ore de exact, pregătire. Undeva 170 de ore de pregătire, nu neapărat să vină la Răușori, pentru că orele de practică le faci pe teren și acolo sunt cele mai importante, iar orele de teorie le facem în acest centru de pregătire local. Vreau să spun că nu numai aspiranții fac cursurile de pregătire, ci și membrii formațiilor. Pe rând facem cursuri de pregătire medicală, tehnică, apar tot felul de tehnici noi, apar tot felul de carabiniere sau corzi noi și atunci ne mai și întâlnim, ne mai și vedem, mai și schimbăm impresii, dar ținem frecvent cursuri de pregătire, cel puțin medicală, pentru că ne reamintim. Începe acum, se termină sezonul de iarnă cu accidentele care sunt caracteristice pe pârtile deschise și începe sezonul de vară. Alte accidente, alte traumatisme. Vipere. Ne readucem aminte, chemăm un medic specialist în sensul ăsta, doamna doctor de la ambulanță, care este și membră aspirantă la noi în formație și vine și ne ține aceste cursuri de pregătire cu mare drag. Și după ce ei își rezolvă cu stadiul acesta de pregătire, ce se întâmplă mai departe? Pentru cei care vor să fie salvatori montani. Deci eu dacă vreau să fiu salvator montan, timp de cât timp trebuie să vin să mă pregătesc la dumneavoastră la Răușor? Legea și pe lângă formațiile, nu știu, unde aș umbla eu prin județ. Bine, dacă ești din Hurican, normal că te pregătești cu cei din Hurican, dar în centru local vei face partea de teorie sau partea de pregătire medicală cu formatori de profesie, doctori sau... Asta timp de 2 ani. Timp de 2 ani, dar dacă ești mai abil și prinzi mai repede toate aceste să zic tehnici și ești bun la schi și ești bun la cățărat și ai o tehnică obligatoriu trebuie să schiezi și să cațeri. Trebuie să schiezi neapărat. Sigur că dacă altfel nu... Deci trebuie... Știți cum e? Salvatorul montan e o complexitate de sporturi, așa. Și să știi să schiezi și să cațeri, să știi și orientare turistică, să fii foarte bun, să ai o rezistență fizică deci foarte bună. Deci să vă dau o veste bună, nu o să vin niciodată, că n-am nimic nu din toate știe. Astea. De ce? De exemplu, marea lor majoritate... austriecii și italienii folosesc elicopterul, deci nu trebuie să alegi foarte mult ca să stai în elicopter, să dai prim ajutor, te cobori la accidentat. Păi da, în România nu sunt elicoptere. Nu, sunt elicoptere, beneficiem de suportul lor, cei de la Smurd acum au câteva elicoptere chiar și cu troliu, deci nu mai este așa o problemă, au chiar început în țară și-au apărut câteva salvări din elicopter și cu elicopterul, pentru că elicopterul nu trebuie să coboare undeva jos ca să preia accidentatul. Există acel troliu, coboară doctorul sau salvatorul, îl împachetează, îl pune în targă, se ridică cu troliu și pleacă la... Da, cam asta e viitorul, însă și cei de dincolo au echipa care e în stand-by, că dacă e ceață, dacă e vânt, dacă e noapte, dacă e viscol, nu se ridică elicopterul și tot pe jos se face salvarea montană. Asta e, cu elicopterul e ideal, când e timp frumos și nu bate vântul, nu e ceață, dar întotdeauna accidentele se întâmplă când plouă, e ceață, ninge, e viscol și așa mai departe. În condițiile cele mai groaznice, niciodată exact. Când e frumos. Niciodată nu e frumos, naiba știe cum se face, dar asta e. Și nu putem folosi elicopterul, că na. Sau când e spenserat de nu mai are timp să ajungă și îl prinde noapte. Și atunci după partea aceasta cu pregătirea la centrul de pregătire, local. Ce urmează? Da, la urmează centrul local de pregătire. Recomandarea din partea formatorilor sau instructorilor, cum că acel elev merită să fie trimis la cursul următor, adică la etapa următoare, să zic. Adică să-și desfășoare și să efectueze cursurile de pregătire profesională în centrul școală de la Padina. Sunt două etape, de vară și de iarnă, cu exerciții specifice, iarnă-vară. Sunt undeva la, să zic, 4 săptămâni. 2 săptămâni de vară, începători avansați, 2 săptămâni de iarnă. După finalizarea acestor cursuri, candidatul sau aspirantul își va da examenul de atestare în meseria de salvator montan, după care va primi un atestat.
și se poate angaja sau nu, dar angaja dacă sunt posturi și bugetul permite, dacă nu, va fi în continuare voluntar, dar cu acte în regulă. Am înțeles, trebuie să continuăm discuția după pauză. Pauză. Primăria municipiului Deva și Sece Salubritate S.A. Deva dau startul curățeniei de primăvară. Campania se desfășoară în săptămâna 13-19 martie și are ca scop curățarea tuturor cartierelor, spațiilor verzi, străzilor și parcurilor din municipiu, de deșeurile aruncate la voia întâmplării în natură și conștientizarea păstrării curățeniei de către toți locuitorii orașului. Sunt așteptați să participe la campanie voluntari din tot orașul, grupuri de elevi, organizații, companii, angajați ai instituțiilor publice, asociații de proprietari, locatari, jurnaliști, rude, prieteni, vecini, cunoscuți sau orice simplu cetățean care vrea să trăiască într-un oraș curat. Toți cei care doresc să participe la campania de curățenie sunt rugați să se înscrie pe adresa relații.presa@primariadeva.ro sau la numărul de telefon 0720 885468. Întreaga acțiune va fi surprinsă în fotografii. Cei mai harnici participanți la curățenia de primăvară vor fi premiați. Haideți să curățăm Deva împreună! Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara organizează joi, 16 martie, la cererea Pieței Muncii Locale, Bursa Locurilor de Muncă. Acțiunea se va desfășura în Deva, Simeria, Hunedoara, Orăștie, Călan, Hațec, Petroșani, Lupeni, Vulcan și Brad, între orele 9 și 13. Agenții economici pot depune oferte de locuri de muncă vacante până în data de 16 martie la AJFM Hunedoara din Deva, Piața Unirii, numărul 2, sau la cea mai apropiată agenție locală pentru ocuparea forței de muncă. Biblioteca Județeană Ovid Densușianu, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara, organizează în data de 17 martie, ora 11, la Parcul de Afaceri Simeria, Sala de Conferințe, o întâlnire cu actrița Izabela Hașa, care de această dată, în ipostaza de poetă, își va lansa placheta de poezie pentru copii intitulată Ham Ham, Miau Miau și Semnele de Circulație. Lansarea va fi urmată de un moment artistic, Bunica și Extraterestrul, o comedie muzicală pentru copii oferită de actrițele Izabela și Mara Hașa din Deva. Primăria municipiului Deva aduce la cunoștință proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu orice titlu, persoane fizice și juridice, prevederile Ordonanței de Urgență numărul 195 din 2005 actualizată, privind protecția mediului referitoare la arderea resturilor vegetale de pe pajiști permanente și din fondul forestier, în vederea reducerii riscului la incendii. Articolul 94. Protecția mediului constituie obligația tuturor persoanelor fizice și juridice, în care scop nu ard miriștile, stuful, tufărișuri sau vegetația ierboase fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor comunitare pentru situații de urgență. Articolul 96 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 de lei la 6.000 de lei pentru persoane fizice și de la 25.000 de lei la 50.000 de lei pentru persoane juridice, încălcarea următoarei prevederi legale: obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu de a nu arde miriștile, stuful, tufărișuri sau vegetația ierboasă, fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență. Nu pot să cred că nu găsim la TV ceva care să ne placă. De acum, cu funcția Replay a Mediaboxului Horizon, tu alegi ce program vrei să vezi din ultimele 7 zile. Transformă orice după-amiază de luni într-o noapte de vineri. O după-amiază de sâmbătă. O seară de miercuri. Sau o dimineață de duminică. Acum ai 50% reducere la abonamentele TV Play Familia sau Play Maxim în pachetele cu Net și TV. Cu Horizon, tu alegi ce zi e la TV. Am luat altă apă. No, bine ai făcut. Dar pentru rinichi o fi bună? Bună. Dar pentru ficat? La tăți e bună. Da, de sete-ți trece? Și de sete-ți trece. Tare-i bună. Perla Apusenilor. Bă, ăsta-i miracolul ăla de la Chimindia. L-am rebranduit, cum se zice la noi, în Ardeal. Tare-i bună. Perla Apusenilor. Izvor de sănătate. El este Alex. Alex este un erou de comedii,
drame și telenovele. I-a lipsit însă acțiunea, care presupune viteză, până acum. Ce viteză aveți? Obișnuit acum cu viteze superioare, Alex recomandă 1000. 1000 de megabits pe secundă. Cea mai mare viteză de internet din partea asta de lume. Acum, Alex va prezenta permisul de viteză. Diginet Fiberlink 1000, de la doar 45 de lei pe lună. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Vocea Străzii cu Ovidiu Bodean, șeful Serviciului Public Județean Salvamont Hunedoara. Povesteam înainte de pauză despre cum se acreditează, despre cum poți deveni salvator montan. Exact. Ei, după care următoarea etapă? După ce ai devenit salvator montan, cum te pregătești? Cum se pregătesc oamenii? Că am înțeles, îmi spuneați chiar și în pauză, că aveți salvatori montani care sunt paramedici, care sunt scafandri, care încearcă să facă și altceva pe lângă activitatea de salvare de pe munte. Da, sunt... Salvamontistul este într-o continuă pregătire, cel puțin fizică, pentru că el se duce, patrulează, face permanențe, doar nu stă într-un loc și așteaptă accidentatul, sub nicio formă. Vara se extinde area de patrulare, care e, cum v-am spus, tot județul. Bine, fiecare echipă are o zonă bine stabilită. Iarna e mai simplu, patrulezi pe pârtii, ești direct acolo pe pârtea de schi, nu trebuie să stai în bază și să fii chemat. Ești mai aproape de turiști și în afară de faptul că le acord tot felul de informații utile cu privire la schi, la trasee, la depinde de context. Ei, vara se amplifică foarte mult această, să zic eu, prevenire pe care o facem, pentru că asta facem, prevenire în primul rând, ca să avem cât mai puține accidente. Patrulez pe tot ce înseamnă trasee, mai atrage atenția că e deja târziu pentru turistul care a plecat pe traseul respectiv, că nu e prea bine îmbrăcat, că nu e încălțat, că vine ploaia, că nu vine, da, le faci un pic, îi ajuți un pic cu tot felul, cu sfaturi, cu tot ce poți. Nu poți să-i obligi pe cineva, dar le recomand. Întotdeauna facem recomandări și turistul cam ascultă de ele. Și atunci... Sau nu, și atunci trebuie să mergeți după ei. Sau nu, și atunci da, trebuie să mergem după ei, cu siguranță. E, în afară de asta sunt pregătirile profesionale care le facem cel puțin o dată pe lună, dar fiind un serviciu mare, nu și numeros, prin rotație revine cam o dată la două luni la fiecare să vină să facă un curs de pregătire medicală și tehnică. La 3 ani ne reatestăm. Deci dacă se consideră că nu mai ești apt din punct de vedere al tehnicii de acordarea prim ajutor, al primului ajutor medical, al partea de rezistență, de sănătate. Ați avut salvatori montani care au picat aceste reatestări? Nu. Nu, pentru că toată ziua ești pe munte. Toată ziua nu faci altceva decât să-ți faci treaba, aia înseamnă un exercițiu constant. Și exersând, devii din ce în ce mai bun. După cum a spus, un salvator montan e începând de la 40 de ani. Acum, din păcate, de la 40 începe să se scurteze. Care e cel mai în vârstă salvator montan pe care îl aveți? 73 de ani. Și încă mai activează? Încă foarte domnul bine. Domnul Abel Ritișan. Abel Ritișan, care chiar a fost acum la noi la testul ăsta, la Transalpina. A avut un mic test cu peschiul de tură. Și a făcut față cu brio, deci nu s-a lăsat la... Și dumneavoastră merge și la salvări. Sigur că da, deși am spus, noi îl alintăm PIF, pentru că așa a rămas poregla de când era tânăr, că avea un păr creț și un nas, exact ca personajul din cărțile desenate, cine le mai știe, că cei de acum tineretul nu cred că îi cunosc, nu cunosc acest personaj. Mi-a spus la PIF, dacă simți că nu e regulă și asta, nu, renunță și de unde poți tu te întorci înapoi și iei telegondola. Nu, a venit până fără nicio problemă.
Deci un om foarte bine antrenat. E foarte bine antrenat și ceea ce face, face cu drag și îi place și na. Nu putem decât să-i urmăm exemplu și să luăm exemplu de la el. Și cam la fiecare ne spune câte ceva de care trebuie să ținem cont. Ne dă câte un sfat, ne mai dojenește, ne mai laudă, dar... Așa, cine n-are bătrân să-și cumpere, nu? Cu siguranță, ținem, sigur, ținem de el și ținem cont de sfaturile lui. Din centrul de pregătire de la Padina, citeam că la sfârșitul, adică nu, la începutul acestei luni, au ieșit 26 de noi salvatori montani. Câți dintre aceștia sunt din județul Hunedoara? Unu. Și bun. Da, râdem, pentru că și numărul ăsta de 26 e mic. Ți-ai minte că la nivelul întregii țări e foarte mic. Țări, da, erau 50, 60, 70 de salvatori la un centru de pregătire, dar e din ce în ce mai mic. Cum v-am spus, tineretul nu prea vine pentru că e mult de muncă în sensul de mergi pe jos mai tot timpul, să roți bocanci, cam un perechea de bocanci într-un an se duce fără probleme, salarii, după cum ați văzut, mici, mari avantaje în sensul de poți să schiezi, poți să mergi pe munte cât vrei, că nu costă nimic, astea sunt avantajele mari. Pentru noi sunt avantaje pentru că desfășură activitatea asta în aer liber, în aer curat și nouă ni se pare extraordinar. Dar probabil că celor tineri nu prea. De când s-a instalat noua conducere a ANSMR, aveți de gând să mai organizați și să participați la cele raliuri Salvamont, care totuși vă făcea să concurați între dumneavoastră ca echipe de la nivelul întregii țări și să stabiliți care echipă Salvamont din țară este cea mai bună pe parte de iarnă, pe parte de vară. Și ne făcea și oricum, să ne pregătim. Județul Hunedoara chiar a câștigat foarte multe premii. Și chiar ne făcea să ne pregătim, adică nu te pui, te-ai duce, hai, plecăm la concurs și fără o mică pregătire. Și atunci era interesant că toată lumea se pregătea, făcea un pic de antrenament, făcea și ne pregăteam în sensul ăsta. Exact. Hunedoara participa întotdeauna cam cu 3-4 echipe, pentru că avea de unde. Luam întotdeauna un loc bun, însă în ultima perioadă nu s-au mai ținut din cauza motivelor financiare. Unele centre chiar nu aveau bani și atunci, renunțând, întotdeauna ne întâlneam vreo maxim 10 echipe, maxim. Și nu mai era concurență. Între noi, da, și nu mai prea era concurență, însă era și o întâlnire bună, pentru că schimbi impresii, apar, v-am spus, apar noutăți pe care poate că le știi, poate că nu, poate că le afli, apar tot felul de tehnici noi sau descoperă anumiți colegi tot felul de echipamente noi, dar te mai și întâlnești, te mai cunoști, te mai vezi, schimbi o impresie. Era benefic acele raliuri, cum le ziceam noi, acele concursuri între formațiile Salvamont și da, ANSMR-ul și-a propus ca din acest an să înceapă din nou aceste concursuri. A fost chiar un punct de pe platforma, program, hai să zicem așa, deși nu e politică, a fost unul din punctele în care a zis, da, trebuie reactivate aceste concursuri pentru că sunt benefice pentru noi toți. Care au fost congresele de la care dumneavoastră ați învățat cele mai multe anul trecut, împreună cu echipa dumneavoastră? Și care sunt congresele la care intenționați să mergeți anul acesta? Păi unul singur este. Nu, mă refer la congrese, da. Seminarii. Da, seminarii, da, seminarii, congrese. Păi am participat la congresul internațional CISAICAR, care în fiecare an se ține în alt loc. Cam în fiecare an, în funcție de buget, participăm. Și de anul acesta, de anul trecut, am participat și la conferința patrulelor sau tot congres sau conferința patrulelor de schi, pentru că activitatea de salvare montană în partea centrală și vestică a Europei se împarte în două. Cei care fac salvarea de pe pârtie sunt unii și cei care fac salvarea montană sunt separați. Deci nu la e ca la noi doi așa. În unul. Noi facem și pe pârtie și montană pentru că din două motive mari și late. Unu, nu avem zone schiabile așa de enorme și de întinse încât să nu facem față. Și nu avem așa masiv muntoși, lanțuri de masiv muntoși enormi și mulți ca să nu putem face față și în contextul ăsta. Și atunci le facem pe amândouă la un loc. Însă de anul trecut ne-am înscris și noi la această federație a patrulelor de schi și a fost foarte interesant
această, să zic așa, schimb, neapărat schimbare de... Facem acolo întotdeauna un schimb de opinii, de tehnici. Și cu ce de... vă ajută? Foarte mult. Vedem cum fac alții și luăm, vreau să spun că am învățat o chestie foarte interesantă de la aceste întâlniri, fac o paranteză, la patrulele deschise, se întâmplă nu în sălile de ședință, foarte puțin se stă în sală, se întâmplă pe pârtia de schi și acolo se simulează un accidentat și vine Anglia și spune, hai să vedem cum faceți voi la voi în țară, dacă aveți o fractură de femur, de exemplu, cu deplasare. Și ziceau, păi noi nu avem voie să îi îndreptăm piciorul, noi îl imobilizăm așa cum e. Voi Suede, acum faceți, voi România, acum faceți, acum faceți. Deci acolo vedem care sunt competențele fiecărei țări, că în funcție de cum e și la CISAICAR, ei dau recomandări să nu se folosească carabiniera de aluminiu pentru că nu rezistă la frecări, coarda Dyneema pentru că nu e bine testată. Dau recomandări, dar noi ținem cont de ele în funcție de legislația noastră, dacă ne permite sau nu să ținem cont de ele. Legislația noastră este aliniată la ce au ei? E vorba de primul ajutor aici. Important e la primul ajutor. Ai voie să tragi în ax o fractură de femur cu deplasare sau nu? Nu prea. Că noi suntem la nivelul de, să zicem, undeva la paramedici, da? Deci nu avem competențe. Atunci îl imobilizăm cam cum îl găsim sau te adaptezi la fața locului în funcție de caz. Dar acolo se vede care sunt cum e, ce trebuie să faci, prinzi experiență, vezi cum fac alții ca să nu ieși din partea de legislație și să nu cazi în extrema cealaltă. Iarăși o chestie foarte, acum nu știu dacă știți folia Sirius, dacă da. Ați auzit de ea. Este o folie care zice se te izolează și așa îți dă un confort dacă ești accidentat până la predarea la un echipaj. Depinde cu ce parte o pui. Exact, dacă e soare, așa o pui ca să reflecte, dacă e frig, o pui ca să-ți capteze razele solare. E, vreau să spun că de la suedezi am învățat cea mai tare folie de supraviețuire este folia aceea de plastic cu bule care se ambalează tot felul de chestii ca să nu se strice. Deci dorește toată lumea să spargă bulele. Exact, da. Foarte bună, foarte rezistentă termic și foarte ieftină. Deci l-ai îmbrăcat pe accidentat, te-ai tras două leucoplaste și nu mai umbli după folie să o recuperezi. Dacă bate vântul, nu ți-o ia, că la folia Sirius, dacă un pic adie vântul, ai pierdut-o, e gata. Ori să o rupe, ori... Da, și degeaba, că nu mai stă lipită de accidentat. E, aia l-ai îmbrăcat, te-ai tras două leucoplaste și izolează termic foarte, foarte bine. Și nu mai trebuie să o recuperezi, pentru că costă 20 de lei un sul de 10 metri. Da, e mult mai bine, mai economic. Mai economic, totdeauna foloseam un sac de dormit. Dacă era iarnă, foloseam un sac de dormit ca să protejăm accidentatul, da? Ori sacul ăla, dacă erau fracturi cu, să zic, cu tot felul de sângerări sau cu tot felul de tăieturi, sau sacul de dormit se făcea praf de două, trei ori, trebuia să-l speli. Trebuia să umbli după el la ambulanță să recuperezi. Acum nu mai e nevoie. Totul e igienic, se spală doar cu anumite substanțe. Sigur că da. Acum e igienic, e curat, ai o distrugi, o arunci, ai mănuși, ai totul, e steril, e frumos. Care mai este colaborarea cu jandarmeria montană? Da. Colaborarea cu jandarmeria, da. Toată lumea ne întreabă ce aveți voi cu jandarmeria. Sigur, e o colaborare foarte bună, vreau să spun, cel puțin la noi în județ. Adică fiecare știm ce trebuie să facem în munte. Colaborăm din punctul ăsta de vedere foarte bine. Adică, să zicem așa mai două cuvinte, ei sunt cu bătutul, noi cu pansatul. Nu? Da, dar mergeți la salvări, în acțiunile de salvare, merg salvamontiștii și jandarmii. Merg dacă sunt, de când ne chemăm unii pe ceilalți, cu siguranță că da. Dacă în zonă e o echipă de prim răspuns mai aproape și e de la jandarmi, sigur că se duc ei și coordonează salvamontul. Dacă avem nevoie și avem nevoie întotdeauna la căutări, pentru că sunt suprafețe mari, oameni trebuie foarte mult, cu siguranță că îi chemăm. Dacă sunt dispăruți sau rătăciți fără afecțiuni, sigur este problema jandarmeriei, întotdeauna ne cheamă și ei să mergem împreună, că s-ar putea ca pe parcurs să apară tot felul de incidente și să fie, de exemplu, sunt rătăcit, nu prea știu unde mă aflu, n-am nimic. Dar dacă îl găsim după vreo 3 ore și iarnă, s-ar putea să fie într-o... S-ar putea să aibă. Da, să fie un pic bine, hipotermic, chiar cu degerături și atunci, sigur,
mergem și noi cu, cu ei. Da? Știm, important e că știm fiecare ce trebuie să au facem. Au competență de salvare jandarmii montani? Au competență de căutare, salvare în anumite condiții, în cazurile de rătăciți fără afecțiuni, de, în cazurile de avalanșe fără victime. Dar sunt foarte mulți salvatori montani care au părăsit sistemul din care faceți parte dumneavoastră și s-au dus către cei de la jandarmerie și acum se și pregătesc acolo, la centrul lor, de la Sinaia. E normal, la salariile comparative e... Deci e mai bine să fii jandarm decât salvator montan? Din punct de vedere financiar. Financiar, cu siguranță, da. Dar există posibilitatea ca la un moment dat, că se auzeau tot felul de zvonuri, ca la un moment dat, având în vedere că se încearcă sistemul acesta integrat în care și ambulanța și poliția și, salvamontul și jandarmeria să facă parte din același sistem, considerați că la un moment dat poate v-ar fi mai bine să deveniți militarizați, cum sunt cei din, cei din jandarmerie? Să fiți cumva asimilați? Jandarmeriei montane? Da, am înțeles întrebarea. Nu știu dacă se poate, pentru că la nivel național, dacă vrei să implementezi un astfel de proiect, ar însemna foarte mulți bani și, să zicem, dublarea numărului de salvatori, pentru că la o echipă care stă în, în așteptare sau care e în cantonată în punctul salvamont X, îi trebuie încă una să stea rezervă și încă una de, da, de să fac acele ture de 24 cu 48, de 24 cu 72 și atunci trebuie dublat numărul de salvatori, crescute salariile, date sporuri de, cum au acum, sporuri de, de izolare, adică nu ieși din oraș decât cu ordinul șefului și ceva de genul ăsta. Și n-ar avea cum salvatorii montani să fie la fel de în vârstă cum sunt acum? Cred că, ar mai rămâne undeva la 10% din salvatorii montani, dacă ar ieși la pensie ca și jandarmii sau ca și militarii, nu? Ar rămâne undeva la 10-15%, hai să zic maximum. Și de unde luăm tineret ca să vină? Probabil că dacă ar fi salarii mari, cu siguranță ar fi mult mai atractiv. Dar faptul că nu aveți salvatori montani poate fi și din cauza că nu mai există cluburile de alpinism care erau pe vremuri și aveau... Erau și alpiniști buni, erau și concursuri la nivel național și la nivel internațional și atunci aveați o pepinieră, aveați de unde să alegeți. Da, și asta e un motiv foarte bun sau foarte tare, dar acolo era acea pepinieră de care spuneți, era deja pregătită. Asta era marele avantaj. Acum, dacă el voia să vină la salvamont sau nu, nici de la cluburile montane sau cluburile de alpinism sau cluburile sportive nu au mers toți către salvamont. Au rămas foarte mulți, au rămas în zona sportivă, dar mulți au luat altă direcție. Însă da, erau deja pregătiți. Nu trebuia să mai instruiești așa mult, cu siguranță doar partea medicală de prim ajutor, dar nu e de 2 ani. O pregătire de prim ajutor medicală, da. Era mult mai scurtă și aveai de unde să alegi, într-adevăr. Și asta, cu siguranță poate fi, dar vedeți, toate cluburile sportive de performanță erau susținute de către marile fabrici, marile uzine, cum era în Petroșan, în Petrila, în Uricani, în Hunedoara, era clubul Metalul care avea N secții și de popice, și de volei, și de basket, și de alpinism, și de toate. Acum, nu mai e nici combinatul de remite cluburile sportive. Dar aveți de gând sau ați primit invitații de a participa, nu știu, și la concursuri de salvare și din afara țării? V-ați duce cu echipă de la Hunedoara? Da, am fost, de exemplu, la FIPS, acum așa se numește congresul ăsta a patrulilor de schi. Într-una din zile a fost un concurs de... cu achia, deci contra cronometru, cu schimbare de să zic, de salvatori. Adică cel din achie trecea la fisele, cel care era rezervă lua schiurile celui care era la fisele, trecea în achie și ceva de genul ăsta, cu schimbare. Bine, un concurs între țări. Și ne-am prezentat destul de bine, vreau să spun.
Nu ne ar fi rușine sau nu ne e rușine să mergem niciunde la un concurs, indiferent că e vară sau iarna. Avem salvatori montani încă foarte, foarte bine pregătiți. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența noastră în emisiune. Timpul nostru s-a încheiat aici cu voi. Ne vedem mâine. La revedere!